Our man. Ireland, yeah. Welcome. My name is. Hello everybody and welcome in our city, in the city hall of Giurgiu. My name is Nicolae Barbu, I'm the mayor of the city. I give you the microphone to say. Vreau mai întâi să mulțumesc gazelor noastre, domnului primar Nicolae Barbu, pentru disponibilitatea pe care a manifestat-o față de proiectul nostru, pentru sprijinul pe care ni l-a acordat. Lăsați-i voi să-și toarcă. She wants to thank our mayor for his support in preparing our visit and our project in general. Pentru faptul că ne-au fost reprezentanții primăriei ne-au fost permanent alături. The representatives of the town hall supported us always. Dându-ne posibilitatea în acest fel să facem cunoscută ospitalitatea specifică poporului român. Giving us the opportunity to show you the hospitality of the Romanian people. Mai ales că este un proiect bazat pe tradiții culturale. Especially because this project is based on traditions. Așadar, vreau să reamintesc că titlul acestui proiect este Traditions under the European Sky. The title of our project is Traditions under the European Sky. Proiect care ne dă tuturor celor care participăm la acest proiect. A project which gives the opportunity, the chance to all the participants. Posibilitatea de a ne promova valorile culturale și spirituale. Promote our cultural and spiritual values. Ale fiecărui popor. Of all people. Într-o Europa multiculturală. In a multicultural Europe. Este bine ca să învățăm pe copii să-și păstreze tradițiile și să le promoveze. It is very good to teach our students, our children, to preserve traditions and also to promote them. De asemenea, consider că este de datoria noastră, a profesorilor, a adulților, a părinților. It is also our duty as teachers, parents, adults generally. A tuturor factorilor responsabili. To all the responsible people. Să le insuflăm copiilor respectul și dragostea față de poporul căruia îi aparțin. Teach our students the respect and love for the people they belong to. Și să le insuflăm, să le insuflăm dragostea față de tradițiile poporului din care fac parte. Și dragostea și respectul pentru țara în care s-au născut. Love and respect for the country they were born in. Și să facem în așa fel încât fiecare dintre noi să ne așezăm țara în rândul țărilor civilizate, acolo unde le este locul de altfel. Place our country among the civilized countries where they belong. Pentru a crea o bună conștiință europeană, in order to create a good European consciousness, este important ca să ne descoperim mai întâi propria identitate. It is important to discover first our own identity.
și să ne cunoaștem foarte bine rădăcinile istoriei poporului nostru. To know very well the roots of our people, of our country, of our history. Acestea sunt câteva dintre motivele. These are a few of the reasons pentru care cadre didactice și elevi din 6 țări europene, for which teaching staff, teachers, și anume România, care este țară coordonatoare, Romania, the coordinating country, Cehia, Czech Republic, Irlanda, Ireland, Lituania, Ukraine, Turcia, Turkey, Portugalia, Portugal, și-au dat mâna, joint hands, și au hotărât să facă promovarea, să promoveze tradițiile în context european, in a European context, prin muzică și mâncare tradițională. Music and food. Timp de 2 ani, for 2 years, activitățile acestui, se vor desfășura activitățile acestui proiect. There will be developing the activities of this project. Timp în care noi vom desfășura nenumărate ateliere de muzică și de gătire. We will develop many workshops of music and cooking. Și bucătărie tradițională. Fiecare dintre noi va face o mâncare tradițională. Each country will prepare a traditional dish. Iar produsele finale ale acestui proiect and the final products of this project vor fi o carte de bucate europeană, a European cookery book, în care se vor regăsi toate rețetele pregătite de noi în ateliere. Și de asemenea, toate cântecele pe care le vom învăța în atelierele de proiect vor constitui de asemenea cuprinsul unei culegeri de cântece. Will be gathered in a brochure with songs. Și nu în ultimul rând, aș vrea să o prezint pe doamna Marinela Angel, datorită căreia să vorbesc despre Marinela Angel, noi toți suntem adunați aici. Deci vreau să o numesc vinovata principală. She said that I'm the guilty one for this. Așa. Și a făcut posibilă întâlnirea noastră și bucuria noastră de a fi împreună. She said that I'm the guilty one and she said that I made it easier to join together here. Așa. Și vreau să spun că dacă nu ar fi fost ea să stea pe internet atâta timp, să vă găsească pe voi toți, să vorbească cu voi, să scrie această aplicație, toate acestea n-ar fi fost posibile. Și eu îi mulțumesc pentru acest lucru. Thank you very much. Și vreau să fac acum o reparare a unui lucru. Deci noi acum 2 ani am fost de primăria a organizat 10 pentru Giurgiu. So she wants to mention that as I told you before, we are the fourth project, European project, and with the third one we developed the town hall nominated because of that, thanks to that, sorry. Our town hall nominated our school among other four institutions with international cooperation for trophy 10 for Giurgiu. Așa, iar școala noastră, care tocmai terminase un al treilea proiect, acesta fiind al patrulea. Yes, and our school with the project I told you about, European Children on the Same Stage. European Children on the Same Stage, așa. Școala noastră a fost desemnată câștigătoare. Our school was a winner. Așa. So, iar, we got a distinction for international cooperation. Dintr-o neînțelegere, Marinela nu s-a putut bucura, nu a putut să fie în sală atunci la înmânarea trofeului și a diplomei. Și, repet, am ținut neapărat ca să fac aici, în acest caz, un festiv
la primărie această remarcă. To mention this. Pentru că este foarte adevărat că în jurul ei și al meu există o echipă foarte puternică. No, I don't think about what you're saying. And that's around us, our administration committee, we have a very strong team. Este o echipă foarte puternică care face posibilă întreaga activitate și așa, dar inima și creierul acestei activități și al tuturor proiectelor desfășurate în școala noastră, pentru că iată, suntem la cel de-al patrulea proiect european și asta nu este puțin lucru. Sunt puține școlile în România care au primit aprobare pentru acest lucru. Well, it is very difficult to translate because she's speaking about me and she's praising me, so you understood everything. Eu vă mulțumesc încă o dată și dau în continuare cadrei noastre domnului primar, dar eu vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul pe care vi l-a dat. Doamnelor și domnilor profesori, în primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că v-ați implicat în aceste proiecte. Și că ați dorit ca o parte din timpul dumneavoastră să-l alocați și, până la urmă, unor proiecte transfrontaliere. Nu ne este indiferent cum ne instruim și cum ne educăm copiii. Și astăzi aș fi vrut și așa înțelesesem că la această întâlnire vor participa și copiii care au venit în acest schimb de experiență. We are a very big team, 37 guests. Our city hall is not too small. We have enough space for this. Pentru că toată această activitate a dumneavoastră se adresează lor. Because all your activity is addressed to them. Schimbul de experiență nu-l faceți dumneavoastră, îl fac copiii prin dumneavoastră. Și lucrul acesta trebuie să primeze în toate acțiunile noastre. Experience exchanged is made among students through teachers. And this must be the most important thing. Este interesul și al primăriei și al școlilor să demareze și să promoveze proiecte europene. Și pe lângă acest instruire care merge pe latură sensibilă copiilor, latură educativă sau culturală, socială. And besides this training for students educational, spiritual. Este bine că integrăm în educația copiilor și cultura și și altor state și tradițiile. În calitate de primar eforturile și alături de mine, cer scuze că nu am făcut prezentările, știu că s-au prezentat domnul viceprimar Vladu și domnul administrator public Emil Vucă. The efforts of the mayor and also his team, Mr. Vice Mayor, Mr. Vladu, and also the administrator for public city manager, Mr. Vucă. Această echipă, în strategia acestei echipe, au stat tot timpul pregătirea și asigurarea bunelor condiții pentru copiii noștri. Strategy of this team has been always the good training of the students, of this
O parte din investițiile primăriei, nu puțin bani, se duc către sistemul de învățământ și asigurarea condițiilor materiale pentru sistemul de învățământ. Part of the investment of the city hall goes to the conditions and also the preparation of materials for children education. Nu știu cum este repartizarea bugetului în țara, bugetului de stat în țara dumneavoastră, dar tot timpul atunci când este criză și nu sunt bani, se iau bani de la învățământ și de la cultură, se dau în alte direcții mai importante. He doesn't know how things go on about education in your country, but whenever it is about sharing the budget, they take from education and culture and they give it to other departments. Fiindcă se spune că în educație efectele nu se văd imediat. Dar ele se văd în timp și sunt irecuperabile în acel moment. And they can't not be, taken back. Pentru asta e nevoie de sprijinul autorităților locale. Și eu mă bucur că am putut fi parteneri în acest, sau parteneri cu susținere financiară în acest proiect. And that is why we need the support of the city hall, and he is very glad that he could support us financially. Și vreau să vă mai spun că nu este singular acest proiect în municipiul Giurgiu. And he would also want to mention that this is not the only project in our Fiecare școală se preocupă să acceseze proiecte cu finanțare europeană. Each school does their best to assess projects with, with European finances. În interesul școlii și al copiilor din acea școală. For the interests of school and their children. N-aș vrea să port o discuție mai amplă despre ceea ce vrem să facem sau cum putem să facem. He doesn't want to say more about what we want to do. Eu felicit școala în primul rând și pe doamna director că s-a implicat în acest proiect și în proiectele care le-au accesat în anii care au trecut. He congratulates our school for involving and our headmistress especially for involving in such projects. Să asigur de tot sprijinul administrației orașului pentru viitoarele proiecte în noua sesiune financiară 2014-2020. He assures us for his support in everything we do in school and also when we assess the new program, European program for projects. Iar feedback-ul acestui proiect și acestei munci se va vedea peste ani prin copiii care au participat în aceste proiecte. And the feedback can be seen over years through the children participating in this project. Copiii pe care dumneavoastră i-ați însoțit își vor aduce aminte peste ani și ani că au fost într-un orășel lângă Dunăre că au fost primiți cu căldură, că s-au simțit bine, că au învățat ceva despre cultura și tradițiile acestei țări sau acelui oraș and sau oamenilor în acel oraș. Și zic că prin schimbul de copii care se va face în cadrul acestui proiect, aria se va lărgi și până la urmă aceste cunoștințe despre țările noastre se vor transmite către foarte mulți copii. Through the experience exchange that will happen during these 2 years, the area will be enlarged, being conveyed over other people. Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit. Thank you again and congratulate you. If somebody from Europe wants to say something. Good morning, everyone. My name is Alberto. I'm Portugal.
from Bulgaria. My name is Italia and I'm also from Portugal. Italia di Portogallo. Delegati de Cinci, professor di Portogallo. Congratulations for your football team. Our team is from Lithuania, as I said before, and our team is from Kaunas, the second city of Lithuania.
all through the low secondary school. It was secondary before, but now became low secondary, like middle school. And this is the first our project in participating in such kind of projects, international projects. And we are very, very glad and happy to be here. And thank you for your hospitality and for your funny faces, happy faces. And also we'd like to present some gifts from Lithuania to you. You have Romanian children in your... You have Romanian children or people in your city? No? No one? In our city, in our city? No. No Romanian children in our city. From Hatay to the south of Turkey. We are happy to be here with you. Thanks for hosting us. And special thanks to my friend Marinella. Thank you to you all. Thank you very much.
Thank you very much. Antakya. Thank you very much for your gift. It's a pleasure for me to be with you in this room. This is the official room for the City Hall. You can make a decision now. Thank you for all, and again, in every time when you cross our city, remind you will be was here in one time, and I hope the people from my city was hospitality people in this time. Thank you for all. Thank you for what you make for your children. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I understand. That traditional. I take this battle tomorrow. Thank you. Thank you very much for all. Și acum mergem la Consiliul Județean. If you want to make a photo here. Yes.